Surprinse în timp ce mâncau semințe pe o bancă în parc și aruncau maldere de coși pe asfalt. Este vorba despre două sevelinence care au fost filmate de un trecător. Incidentul a avut loc lângă stomatologia din municipiul Drobeta, Turnu Severin. Bărbatul care l-a filmat a sesizat apoi poliția. Ajunși la fața locului, polițiștii nu le-au mai găsit nici pe făptașe, nici cojile de semințe. Amenda pentru aruncatul cojilor de semințe în Drobeta, Turnu Severin pornește de la 1000 de lei și poate ajunge la 2000 de lei. De la începutul anului, polițiștii locali au dat 35 de amenzi în valoare de 13.800 de lei pentru fapte de acest gen.